Salutări tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint mașina asta de la Bosch. Este o mașină puternică, cea mai puternică din gama profesională de la Bosch. Modelul GSR 18V150C. Mașină de 150 de Nm și care va înlocui modelul mai vechi pe care l-am, acela va pleca în altă parte, dar totuși aș vrea să fac o comparație. Deci aici am și modelul vechi, da, ăsta e apărut de mai mulți ani, este modelul GSR 18V110C, mașină de 110 Nm, deci este vorba de cuplul maxim, deci nici de cum cuplul soft. Acesta cred că ajunge pe la un cuplu moale de pe la 60 de Nm, iar modelul acesta nou pe la 84 de Nm cuplul moale. Da? Deci cuplul de 150 de Nm îl atingem când înșurubăm într-un material mai dur și ajungem în momentul acela când strângem șurubul la maxim și apare acel șoc, în momentul acela mașina poate atinge cuplul de 150 de Nm. Haideți să vedem o comparație. Deci, normal, mașina asta mai nouă și mai puternică este și un pic mai mare, mai groasă, mai înaltă, dar în general sunt destul de asemănătoare. Cutie de viteze metalică, da? Inelul de cuplu e la fel, mandrina aceasta scurtă, mandrina metalică este la fel. Altă diferență este mânerul auxiliar, care este unul mai scurt și acesta este mai lung, modelul de la mașina asta, dar ele sunt compatibile, eu am încercat și mânerul acesta mai scurt încape perfect și pe modelul acesta nou, da? Deci se poate ajusta la fel, mânerul se strânge, deci sunt compatibile, dar totuși recomand să folosim mânerul acesta lung cu mașina asta mai puternică. Da, deci este o diferență de vreo 10 cm lungime. În rest, mânerul pare a fi, mecanismul e la fel, dar îmi place la Bosch că se poate monta mânerul în mai multe poziții. Ia să vedem. Dar cei care folosesc sculele de la Bosch știu că mânerul se montează foarte ușor. Da? Deci avem partea asta, o slăbim și aici culisează un pic tot mecanismul și ne slăbește acest inel și se introduce foarte ușor. Da? Deci dacă avem vreun accesoriu putem trece peste, da? Și se strânge și putem fixa în toate pozițiile posibile. Avem aceste caneluri pe corpul mecanismului, ca și la modelul de 150 de Nm, avem aceleași caneluri, dar aici sunt mai dese, nu știu, adică sunt și pe partea asta superioară, deci sunt niște diferențe totuși. Ce am observat, prima diferență, cutia de viteze, da? Aici avem treapta 1 dacă împingem butonul în față, aici pe modelul acesta e treapta 2. Deci e chiar pe invers, trebuie să mă obișnuiesc. Deci dacă trag de comutator avem treapta 1, dacă trag de acest comutator avem treapta 2. Deci cele două sunt invers, în rest comutatorul acesta de găurire și înșurubare este la fel, lucrează la fel. Mașina asta este și mai zgomotoasă un pic, deci hai să vedem, suntem pe treapta 2, da? Punem și asta pe treapta 2. Hai să-l ascultăm pe asta. Asta e curația maximă.
Și să vedem turația maximă la modelul 150C. Bine, acest model are și o turație un pic mai mare, 2200 de rotații în treapta a doua și acesta cred că are 2100, da, deci 100 de rotații, dar acesta este mai silențios. Deci acesta fluieră mai tare, bine, are și alte găuri de ventilație un pic diferite aici sus și am observat că viteza aerului este mult mai mare și pe laterale aici se vede forma lor, acestea fiind mai pe lung, acesta fiind pe exact pe lungime, poate afectează și asta sunetul. Da? Deci aici avem niște găuri de ventilare mult mai mari și cam sunt pe direcția ventilatorului și acesta de sus este exact pe direcție. Este o diferență oricum la sunet. Da, este și mai rapidă un pic. Bun. Alte diferențe, aici avem LED-ul de lucru, simplu LED, un locaj pentru modulul Bluetooth. Bun, altă diferență, haideți să vedem, aici la modelul acesta vechi, GSR 110C, avem și un fel de precision clutch, deci când eu selectez, de exemplu, cuplul din inelul de selecție al ambreiajului mecanic și când acest cuplu este atins, motorul se oprește și el, da? Deci, să zicem, îi dau drumul, apuc de mandrină, eu cu trăgaciul apăsat, motorul se oprește. Și nu mai cârie ambreiajul, da? Deci nu mai avem acel cârâit. Deci după 2-3 se oprește. La feedback control funcționează la fel ca și pe modelul nou. Da? Dacă aplic un șoc sau se întâmplă ceva, da, kickback controlul intră în funcțiune. La modelul nou nu mai avem acel precision clutch. M-am uitat și în setări cu ajutorul modulului Bluetooth, dar nu există funcția asta ce există pe modelul vechi. Deci mie chiar mi-a plăcut chestia asta. Da? Deci se oprește și motorul. Bun, la asta nu se oprește și nici nu se poate seta, nu există în meniu funcția asta. Asta curie în continuare. Da? Deci la asta nu se oprește motorul. Deci chiar mi-a plăcut chestia asta la modelul vechi. Poate o să-l țin pe ăsta, depinde. Este un pic mai mică și mai ușurică, dar acesta este mult mai puternică. Bun. Hai să le culc să vedem alte comparații. Partea asta de jos a acumulatorului aici este mult mai înaltă. Probabil și electronica și alte componente sunt incorporate aici în partea asta de jos. Modulul Bluetooth se află în același loc, da? Cârlic pentru centură, suport pentru biți, la fel, exact același cârlic și același suport de biți îl avem și pe modelul de 150 de Nm. Acesta este un model biturbo brushless. Funcționează mai bine cu acumulatorii Procore, dar eu i-am instalat acum un acumulator de 4 A. E cam mic pentru mașina asta, dar am și în mașină undeva și acumulatorii de 8 A cu care o să folosesc scula asta. Acum de demonstrație am montat asta. Acesta este tot un Procore de 4 A. Este o diferență între dimensiunile acumulatorului. Acesta are două rânduri de celule 18650, iar modelul acesta are un rând de celule 21700. Este un pic mai lată, dar este mai compact ca și înălțime. Da? Oricum, mașina asta funcționează foarte bine și cu acumulatorii aceștia, dar dacă vrem putere mult mai mare, atunci
Bosch ne recomandă să folosim acumulatorii ProCore de la 5 amperi în sus, la modelul acesta de 150 de Nm. Deci atunci se simte puterea. Eu am făcut niște teste și cu baterie de 8 amperi și merge foarte bine. Aici avem interfața unde putem dezactiva, de exemplu, acel kickback control. Și aici avem acel angle detection system care poate fi activat. Ia să dau asta la o parte. Deci îl punem pe suprafața pe care vrem să o găurim cu acumulatorul, pe suprafață direct, și apăsăm pe butonul acesta de angle detection. Ia să vedem, vrem de exemplu la 60 de grade, avem mai multe moduri, 45-60, și avem și o iconiță cu telefonul mobil unde putem seta un unghi direct din aplicație. Din fabrică vine setat la unghiul de 90 de grade, dar hai să zicem alegem 60 de grade și îl așezăm pe suprafață, și atunci când se calibrează acest LED, se stinge, este calibrat raportat la suprafața asta de exemplu masă, în exemplul de acum, și atunci ridicăm mașina chiar fără să apăsăm pe tregaci. El deja ne semnalizează, se aprinde un LED galben când ne apropiem, iar când atingem valoarea de 60 de grade, LED-ul se face verde. Dacă, și merge pe toate axele, da? Deci merge și așa. Dacă înclinăm mașina și în poziția asta, ia să pun eu pe 45 de grade, poate se vede mai bine. Îl așez, aștept ca LED-ul să se stingă, atunci e calibrată scula și putem să ne apucăm de treabă. Deci se aprinde LED-ul galben, verde. Deci suntem la 45 de grade față de suprafața mesei. Ori în orice parte îl înclinăm, dacă am ieșit din unghiul de 45 de grade, LED-ul se face galben, după aia se stinge. Când am ieșit din zona de toleranța mașinii, atunci LED-ul se stinge galben și acum avem verde. Da, suntem 45 de grade față de suprafață. Este o funcție destul de ok. Eu dacă găuresc, de exemplu, plăci metalice mai groase, vreau să le fac filet, atunci pot să pun, de exemplu, la 90 de grade. Deci aleg 90 de grade și când l-am pus pe verticală, atunci găuresc perfect drept sau și pe orizontală. Dacă, de exemplu, pentru găurire orizontală, eu trebuie să așez mașina așa, să apăs, da? Să aleg unghiul, da? Deci așa ar fi dacă găuresc pe perete ceva sau pe orizontală. Atunci când ridic mașina, acum este la 90 de grade, deci paralel cu pământul. Dacă îl înclin în orice direcție, da? Deci acum găurim perfect la 90 de grade. E un gimmick, cine știe, mulți zic că nu e necesară, că nu e o funcție folositoare. Se poate și deconecta. Funcția asta se poate decupla. Acum nu ne mai arată nimic. Avem și un LED aici care ne poate indica starea bateriei sau dacă mașina s-a supraîncălzit. LED-ul de lucru este un LED foarte puternic. Din aplicație putem regla intensitatea LED-ului, intensitatea iluminării acestui bord cu butoane, acestei plăci cu butoane. Putem regla intensitatea, durata de funcționare a LED-urilor. Da, este o mașină destul de ok. Ia să vedem kickback control. Da? Deci ne luminează LED-ul. Roșu clipește și dăm drumul la trăgaci. Își revine. Se poate dezactiva funcția. Acum avem funcția kickback control dezactivată. Îmi place că se poate dezactiva direct de pe mașină. Bine, după vreo 5 minute, dacă nu folosim mașina, el
revine la starea on, ca să ne, dacă am uitat on pe, am uitat funcția deconectată, el oricum își revine pe funcția on, sau dacă schimbăm acumulatorul, ia să fac și o probă, deci pun pe off, funcția kickback control punem pe off și scoatem acumulatorul, așteptăm un pic și dacă îi bag acumulatorul la loc și apăs pe buton, da, funcția kickback control s-a reactivat din nou automat. Nu e o problemă pentru mine. La modelul vechi se poate face acest lucru numai din aplicație, se dezactivează numai din telefon. Deci ăsta nu are nicio interfață, nici un alt fel de buton, dar este o mașină robustă și asta. Da? Asta trebuie să mă obișnuiesc cu cutia de viteză, funcționează invers. Da? Deci treapta 2, 1, asta e chiar pe invers. Da? Asta e singura treabă cu care trebuie să mă obișnuiesc. Mașina e un pic mai lată. Spatele motorului mai mare. Da. E puternică, am testat, deci îți smucește mâna dacă nu folosești acel mâner auxiliar, deci trebuie să ții bine de ea. Răcirea este bună, parcă mai bună decât pe modelul vechi. Da, deci răcirea motorului este mult mai eficientă, ăsta nu se încălzește. Acesta se simte la mână că devine mai caldă după anumite operațiuni de găurire, dar ăsta nu simte așa ceva, deci este mult mai, funcționează mult mai rece, este mai eficientă partea asta de răcire. Da, deci aici avem niște părți din cauciuc. Dacă punem mașina jos pe suprafață, nu atinge, deci are bumperele astea, la fel și ăsta. Aici avem o formă un pic mai diferită a cutiei, partea asta de aluminiu, dar sunt fixate foarte bine pe deci frontal. Este prins. Da, deci e o prindere mult mai solidă. Da, trebuie să vă spun, îmi place mașina asta nouă. E un pic mai zgomotoasă, într-adevăr, dar probabil și puterea și diametrul ventilatorului și al motorului fiind mai mare și alte fante de ventilare se aude un pic altfel, e mai, sunetul e mult mai diferit la asta, este mai înfundat, așa cum e mai înfundat. Bun, deci cam asta a venit la mine de Moș Crăciun, bormașina asta, asta e noua mea sculă din gama celor de la Bosch. Vă mulțumesc că m-ați urmărit cu atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare, toate cele bune!